Salut, salut! Hai să facem niște friptură de ton. Poftim, n-ați mai mâncat până acum friptură de ton? Păi nici eu înainte de video ăsta. Hai să facem un pic de cercetare, să vedem ce-i cu ea și să facem una, să vedem cum e mai bună. Înainte să începem, vreau să vă propun un schimb. Dacă voi îmi dați un like la acest video, eu vă dau un schimb, o poză cu un animal drăguț. Acum hai să începem. Unul din abonați m-a rugat insistent să fac o rețetă cu steak de ton. Așa că am făcut. Deci avem tonul ăsta congelat, specie Tunus albacare. Am zis să fac un pic de cercetare, să văd niște rețete de ton și am văzut multe rețete ziceau de ton ahi. Ahi tuna în engleză. Am zis, oare ce înseamnă? Am căutat ce specie am eu să văd dacă are vreo legătură cu ahi. Înseamnă ton cu aripioare galbene. Tonul pe care îl avem se mai numește și ahi. Apoi m-am uitat un pic să văd dacă e vreo problemă că îl mănânc sau nu crud. Am văzut că dacă este congelat e în siguranță și am trecut la rețetă. Punem un pic de ulei de măsline, sare, piper și semințe de susan alb și negru. Și apoi o dăm la prăjit. Am pus un cronometru lângă tigaie ca să vedeți cât timp o las. Una din ele o să fac un minut pe o parte și un minut pe cealaltă. Și cealaltă bucată o să fac cam un minut și 40 de secunde pe fiecare parte. Și o să le iau temperatura la fiecare și vedem cum arată fiecare. După un minut asta care o să fac mai puțin o întorc. Și observ că are în interior cam 26 de grade și nu după mult timp o iau. Ia cât timp stă la odihnit, îi mai crește temperatura până la vreo 40 de grade. Cealaltă am vrut să o las 2 minute pe o parte, dar mi-a fost un pic milă de ea, că știam că se usucă tare din ce am citit, așa că am lăsat-o numai 1 minut 40 pe fiecare parte. Așa arată scoase și la final temperatura fiecăreia este 48 de grade la cea lăsată mai mult și 41 de grade la cea lăsată mai puțin. Și imediat o să vedeți când le tai ce diferență mare fac, 7 grade diferență. Bun, după ce le tăiem, picurăm deasupra niște ulei de măsline sau orice alt ulei vă place vouă, un picuț de sare și niște zeamă de lămâie pentru un gust foarte bun. O să vedem imediat și gustul. Asta văd că începe să schimbe culoarea de la lămâie un pic. Începem cu ăsta mai roșu, să zicem așa, mai crud. Foarte fraged. Să știți că nu are gust de crud. Are gust similar cu cel de la conservă, atâta că mai moale. La asta a făcut aproape 2 minute pe o parte, crusta e mai faină un pic, dar interiorul seamănă foarte mult cu cel de la conservă și e mai uscat așa. Și ăsta din dreapta e bun, dar pentru mine cred că așa mi l-aș mai face și pentru copii varianta asta. Varianta asta deja e greu de mestecat și e mai uscată. Asta e foarte bună și foarte moale, chiar dacă arată roșiatică. Asta e culoarea tonului, mai roșiatică. Uai, ce bun e. Chiar că n-am lucrat degeaba. Uitați ăsta ce mare e. Țineți minte, cam o dată pe săptămână maxim. Scuze că am mâncat cu mâinile. Nu m-am putut abține. Sper că v-a plăcut rețeta și, după cum v-am obișnuit deja, vă zic un banc la final. Bula mergea pe cal și dintr-o dată a căzut jos. De ce? S-a terminat calul.